bacterie care provoacă un tip de pneumonie infecțioasă, Mycoplasma pneumoniae. Este o bacterie pe care medicii europeni au identificat-o în urmă cu puțin timp, a ajuns și în România. Cei mai vulnerabili sunt copiii cu vârste între 8 și 9 ani, durere în gât, durere de cap, dar mai multe, ne spune medicul Adrian Marinescu, medic infecționist. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc mult pentru intervenție. Aveți deja cazuri de pneumonie infecțioasă la Matei Balș? Cu siguranță că avem și eu. Cred că trebuie să facem o precizare importantă. Mycoplasma pneumoniae este o bacterie atipică pe care am avut-o întotdeauna. Doar că au fost cazuri rare și că până în momentul de față nu s-a pus problema unei intensități sporite la nivel de internet. De fapt, altfel nu se pune problema în România în momentul de față. Totul a plecat din China și de la faptul că au observat că există mai multe cazuri de pneumonie, mai ales la copii. Și aici s-a luat în discuție că poate fi micoplasma, cum ar putea să fie și un alt virus, cum ar putea să fie practic și infecțiile respiratorii de sezon. Din punctul meu de vedere, putem avea pneumonia cu micoplasma, pneumonie, care nu e doar la copii, poate fi indiferent de vârstă, pot fi și forme severe, pot fi complicații, dar nu e nimic deosebit față de ce se întâmpla în alt sezon rece sau în alt moment. Cum se face diferența? De ce analize e nevoie pentru a stabili cu certitudine că e vorba despre această mycoplasma pneumonie? Bun. În primul rând trebuie să stabilești că e vorba de pneumonie și aici un diagnostic clinic, un diagnostic care se referă la imagistică. Dacă vorbim strict de mycoplasma, e o analiză de laborator care confirmă în mod clar. Sunt mai multe variante, este serologia, sunt mai multe lucruri care se pot face în spitalele de boli infecțioase și altele de specialitate. Ce ne puteți spune despre această categorie considerată vulnerabilă? Copiii între 8 și 9 ani sunt și alte categorii? Cu siguranță, ei sunt cei care interacționează și în mod logic se infectează mai ușor. Nu înseamnă că sunt vulnerabili decât în momentul în care ar avea și boli cronice asociate. Există, domnule doctor, un tratament pe care ar trebui să-l urmăm în cazul acestei pneumonii? Fără discuție că e tratamentul antibiotic țintit și restul lucrurilor pe care le facem la nivelul medicului specialist, la nivelul spitalului de boli infecțioase și nu numai. Se pune un diagnostic corect și lucrurile, sigur, că pe urmă se fac cât mai bine. Se poate vorbi despre o contaminare colectivă? Deja spuneați că până acum au fost cazuri izolate. Sunt cazuri izolate în continuare. Nu se pune problema nici de epidemie, nici de situație epidemiologică complicată. Doar trebuie să știm de aceste cazuri și atât, da? Mulțumesc mult, domnule doctor, pentru intervenția dumneavoastră. Adrian Marinescu, despre această bacterie Mycoplasma pneumoniae.